Dimineața am văzut un echipaj de poliție locală în capul străzii și am trimis încoace să documenteze copacul ăsta distrus. Și acum nu-i văd, dar copacul e aici. Nu știu de unde l-au rupt, de unde l-au tăiat, dar e clar că era verde și că asta trebuie pedepsit. Știți cumva ce s-a întâmplat cu copacul ăsta? Ce s-a întâmplat cu copacul? De acolo e rupt? N-am văzut nicio tulpină. N-am văzut nicio tulpină. L-au smuls? I-au smuls tulpina? Mă întorc să văd că l-au rupt acolo. Dar de unde e de acolo? De aici? S-au smuls totul. Nu prea cred că s-au deranjat. Dar văd foarte mulți copaci răniți. Clar că muncesc neglijent. Copacul ăsta e mare, sănătos, dar rănit în mai multe locuri. Nu pare să-l fi scos. Acolo și Dudu-i rănit și-ar țară. Și ăsta. Dacă avem aerul prea curat în capitală, de ce să nu mai distrugem și țânii copaci existenți? Rană de neglijență. Acolo peste drum chiar au tăiat un copac, dar nu știu când și nu știu cine. Poate de acolo l-au rupt și l-au scos. Cam toți copacii au fost afectați, răniți de lucrările de construcție responsabilă. Aici un stejar secular. Bine că e după gard, că era să fie și el distrus. Cam așa un arțar au distrus. Și ăsta e doar rănit. În mai multe locuri. Acolo peste drum e un copac uscat. Probabil a afectat tot de lucrările astea de construcție de mântuială. Și aici tei rănit. Și probabil instituție de stat cu drapele. Ulm ce-o fi ăsta. Cu rădăcini de la vedere. Distrus. Cred că nu o să mai învie. Și ăsta e rănit. Platan.
cel liber pe stradă. Cuțule, nu te lua după mine, că nu-s cu bicicleta azi. Te-ai afectat. Încă un arțar rănit. Dezastru. Șantier dezastru. Dacă le-s prea mari sculele, să ia mai mici. Încă un copac. Aproape uscat. Tei. Și ăsta e rănit. Mă mir cum de nu se usucă. Toți copacii sunt răniți. Șantier de Mântuială, strada Vaselor, sector 2.